Salutare și bine v-am regăsit. Știu că n-am mai postat un videoclip de foarte mult timp și n-am mai dat niciun semn de viață. Ba chiar unii dintre voi m-au întrebat ce s-a întâmplat cu mine, dacă mai trăiesc. Ei bine, trăiesc și vreau să fac un anunț destul de important. Am fost ocupat cu altceva și de aceea n-am mai făcut videoclipurile mele zilnice cu gaming-ul. Și în plus de asta nici nu prea am mai avut așa, cum să zic eu, chef, adică nu prea am mulți abonați activi și știți voi. Dar nu vă faceți griji, poate voi reveni pe un alt canal cu vlogging și cu alte chestii. Adică chestia asta cu gaming-ul nu-i prea, cum să zic eu, așa dorită în România. Sunt alți youtuberi care fac gaming mai bun ca mine. Ok, dar oricum mă voi apuca de vlogging poate, dar nu acum. Ok, și acum veștile bune. Mi-am petrecut o foarte mare parte a timpului începând să developez un joc, să fac un joc. Ok, acum poate vă întrebați despre ce joc este vorba. Acum nu mă apuc să dau foarte multe detalii, vreau să fie o surpriză. Ceea ce pot să spun este că va fi un joc horror. Ba chiar o să are și niște fotografii în videoclip, nu o să arăt foarte multe ca să nu stric surprizele și să nu stric, na, știți voi, să nu dau prea multe spoilere, că e păcat. După aceea, jocul o să fie free. Nu știu unde să-l pun după ce îl termin, adică unde o să-l abladez ca să-l puteți juca. Pe Steam, niciun caz deocamdată, pentru că trebuie să plătesc o taxă și taxă ce e foarte mare, undeva pe vreo 100 de euro pe acolo. Și nici n-am garanția că jocul va fi acceptat și pus pe store ca să-l puteți downloada mult mai ușor. Deci această variantă cade. Ok, mă gândeam să fac jocul Android, dar și acolo la fel este o taxă și na. Deocamdată e cam prea devreme să vorbim despre astea. Dar na, eu vă spun să stați cu ochii pe channel-ul meu și când o să termin jocul, o să fac un videoclip cu, și cu un eventual gameplay la propriul meu joc. Engine-ul pe care îl folosesc este Unity. Pentru că, na, mi se pare mai ușor decât alte engine-uri, decât Unreal Engine sau de astea. Îl puteți găsi și voi pe pagina lui Unity. Unity, scrieți pe Google, nu mai știu singur pagina. Ok, deci atât am vrut să vă spun. Și la revedere!